v-am găsit. Odată cu venirea primăverii, mi se face poftă de un grătar în aer liber. Așa că pentru astăzi v-am pregătit câteva frigărui. Iată, avem aici un mușchiuleț de porc, niște cotlete de berbecuț și de asemenea pulpă de pui. Și bineînțeles foarte, foarte multe legume de sezon, dovlecei, vânătă, ardei gras, ardei capia, ceapă și, bineînțeles, ciuperci. Toate aceste legume sunt pline de vitamine, iar ciupercile, după cum știm, au și proteine. Pe lângă ele avem niște brânză halumi, ulei de măsline, un mixt de gusturi foarte interesant. Alături de oregano am pus coriandru, chinion, muștar, ienupăr, sovârf, cimbru și puțină boia de ardei iute. Se vor combina într-o simfonie a gusturilor extraordinară. Eu nu pun roșii la cop, în schimb am niște suc de roșii natural făcut în casă. El va fi combinat cu usturoi, ceapă, muștar de Dijon și puțină miere. Pune pe grătar separat niște brânză halumi, pentru că vreau să-mi aduc aminte de prietenii mei din Cipru care m-au invitat să vizitez fabrica de halumi, care este absolut senzațională, iar această brânză preparată la grătar are un gust cu totul și cu totul deosebit. Bineînțeles că am adăugat-o și la frigărui. Să le mai punem puțin ulei de măsline la ciupercuțe. Și o să mai facem încă o frigăruie cu o combinație de data asta. Pe lângă frigărui voi mai pune niște legume la grătar, pentru că niciodată nu mă satur de ele. Îmi plac foarte, foarte mult legumele la grătar, iar ardeiul iute este delicios, el își pierde din iuțeală și câștigă în gust odată preparat termic. Peste dovlecel, vânătă și ciuperci, mai pun puțin ulei de măsline și niște condimente despre care v-am vorbit. Priviți ce frumoase sunt, îmi plac aceste culori nespus. Cât se fac frigăruile la cărbuni și legumele, eu voi prepara acest sos. Îi punem ceapa și usturoiul tăiate mărunt, foarte puțină sare, puțin muștar de Dijon și un pic de miere. Iată sosul, care are la bază sucul de roșii făcut în casă. Frigăruile sunt gata. Haideți să scoatem întâi berbecuțul, pentru că el se face primul. Ia uitați-l ce bine arată, ce suculent este. Și atunci îl punem pe el primul în farfurie. Mușchiulețul de porc se face și el destul de repede, după cum vedeți, ca și brânza halumi. Nu am pretenția unui profesionist, ci doar a unui gurman care încearcă câteva plăceri ale gusturilor, astfel încât să mâncăm măcar sănătos și gustos. Iată și frigăruile de pui cu legume și, bineînțeles, celelalte legume care își așteaptă rândul. Dar până atunci, să vedem cum a ieșit sosul. Mie îmi place acest fel de mâncare să-l prepar pe o lipie. Un siropez așa ca pe un blat de tort. Am uitat să vă spun că am încălzit puțin înainte această lipie, după care pot să-i adaug și puțină carne, legume și, bineînțeles, putem să-i adăugăm oricând un cotlet
de berbecuțe. Mai putem adăuga la această farfurie un ardei iute copt și chiar un ardei capre. Ia uite ce frumos e. Bine, și ciupercile astea suculente, așa mi-e fac cu ochiul, așa că mai punem o ciupercuță. Vă doresc poftă bună și nu uitați, folosiți în bucătăria dumneavoastră ingrediente naturale. Încercați să mâncați cât mai sănătos și de ce nu să vă oferiți o astfel de bucurie, să gătiți singur acasă, mai ales în această perioadă. Poftă bună!